Suntem într-o combină destul de performantă, ceva similar în momentul de față, e undeva la 350.000 de euro. Cristian Boghiu este inginer agronom la o fermă din Iași. Din lipsă de șofer pentru utilajele agricole, conduce el tractoarele și combinele, chiar dacă nu s-a specializat în asta. A învățat cu timpul. De când am ajuns în fermă de 3 ani de zile, doar eu lucrez cu dânsa, recoltez toate culturile, nu avem personal să-l instruim să poată să meargă pe așa ceva. Este un utilaj destul de complex, trebuie să fii foarte atent, trebuie să fii cu mintea aici, cu ochii, deci nu trebuie să fii cu capul în urc, cu muzica la maxim sau așa mai departe. Nu, trebuie să fie liniște, să asculți cum bine. Au încercat să cumpere utilaje mai mari, mai performante, pentru a ușura munca și să compenseze lipsa oamenilor. Chiar și așa, numai la această fermă e nevoie de încă cel puțin 2 oameni. Chiar dacă avem 2-3 comune în zonă destul de mari, adică am avea oameni, de unde să alegem, nu avem ce să alegem pentru că nu vor să vină. Le se pare greu din prisma programului, a perioadei de vară, care știm că suntem în campanie, încep dimineață până seara. Și Laura Bara conduce tractorul de 2 ani de zile, cultivă lavandă, îi place să învețe, să facă singură de toate și ar avea nevoie de un om de bază care să știe ce să facă. Nu se mai găsesc angajați care să lucreze terenurile. Sunt foarte puțini și nu se găsesc. Lavanda fiind o plantă sezonieră, în perioada sezonului tot majoritatea sunt plecați. Trebuie să știe cineva care știe să lucreze acea cultură de lavandă, să aibă grijă să nu se taie, pentru că este o cultură mare. E nevoie ca șoferii să știe cum să folosească utilajele agricole, mai ales că sunt din ce în ce mai moderne, iar lipsa de pregătire vine și cu riscuri foarte mari. Încercăm să punem și oamenii potriviți la locul potrivit. Riscurile sunt multe. Vă dați seama că utilajele sunt foarte scumpe, sunt cumpărate în rate, în general, pe mulți ani, 7-10 ani, și o defecțiune la un utilaj poate să ajungă enorm. Riscul de a face lucrarea greșit, riscul de a greși operațiunea, de a greși adâncimea de semănare. În Moldova, salariul unui șofer de utilaj agricol pornește de la 4.000 de lei, însă în alte zone din țară depășește 10.000 de lei.